toți copiii din municipiul Hunedoara care merg în clasa 0, dar și cei din ciclul primar, a căror familii beneficiază de ajutor social, vor primi un set de rechizite gratuit, costul acestora de 10.000 de lei fiind suportat din bugetul local. Hotărârea a fost adoptată astăzi în cadrul unei ședințe convocate de îndată. Da, vreau să fac câteva precizări. La ședința de data trecută, printr-un amendament, s-a redus numărul beneficiarilor de la 461 la 100, urmând să beneficieze doar cei care au ajutor social. Am refăcut acest proiect de hotărâre în așa fel încât beneficiarii să fie 561, adică cei 100 care beneficiază de ajutor social, plus 461 copiii din clasa 0. Alte două proiecte legate de lucrările de extindere a rețelei de alimentare cu apă și canalizare în Peștișul Mare au fost aprobate de consilieri. De altfel, la ședință au participat și câțiva locuitori din zona respectivă. Că sunteți în număr așa de mare din locuitorii din cartierul Peștiș, să știți că noi rețeaua de apă și canalizare o aducem până la limita de proprietate. De la limita de proprietate intră în atribuțiile dumneavoastră. Ca indicator de proiect este și populația din cartierul Peștii să se branșeze la această rețea de apă și canalizare. Bine, nu la sfârșitul anului, dar în termen de un an de zile, după un an de zile vom fi monitorizați, iar dumneavoastră va trebui să fiți branșați. Astăzi, în ședința de Consiliu Local, am avut trei proiecte de hotărâre. Primele două sunt legate de alimentarea cu apă și canal în Peștișul Mare, iar cea de-a treia este pentru asigurarea rechizitelor pentru copiii din clasa 0 și de asemenea rechizite pentru copiii ai căror părinți beneficiază de ajutor social din partea primăriei. Toate cele trei proiecte de pe ordinea de zi au fost inițiate de edilul municipiului Viorel Arion, dar nu toate au fost aprobate în unanimitate. De exemplu, când a fost votat proiectul privind rechizitele pentru școlari, socialdemocrații au preferat să se abțină de la vot.